Da, bun găsit, stimați spectatori. Suntem la emisiunea Panoramic, cam fiecare marți la această oră. O zi de la Târgu Jiu, o zi toridă în toată țara, dar ar trebui să spunem că este toridă și la nivel politic, administrativ și nu numai. Dacă ar fi să, înainte de a intra în tema noastră de astăzi, ne-am ales o temă specială, vinul ca și oltenii, pentru că se pare că suntem lideri naționali la trasul la Măsea, asta este. Aș vrea să vorbim puțin despre ce se întâmplă în, această, în acest cazan cu smoală care este politica românească, pentru că trebuie să constatăm unele, unele lucruri, aș spune eu, interesante. De unde aveam o coaliție care chiar dacă era în opoziție forțată, trecută în opoziție forțată în noiembrie anul trecut, avea controlul asupra unor lucruri, iată că vedem, să spunem așa, au început negocieri pentru o fuziune prin absorție PNL-UNPR și se pare că se pregătește și Mircea Joană cu al său partiduleț să intre în marele PNL. Eu cred că PNL-ul s-a înnecat deja cu PDL-ul, nu cred că e mai arde să mai înghită și alte partide, dar om trăi și om vedea. Pe partea cealaltă, președintele Iohannis, după o nouă gafă a soției, care are ce are cu îmbrăcămintea, chiar dacă și-a luat și consilier, tot o dă cu angar de câte ori apare la televizor. Klaus uh, Iohannis a fost astăzi împreună cu președintele german Gau, când uh, prin zona germană din România, zona Sibiului, Ciznădie, unde Bine, a avut uh, niște declarații pe evenimentele, să spunem, la ordinea zilei, dar ce m-a frapat cel mai mult e că nu toată populația este nici măcar în Ardeal, nu mai este atât de favorabilă uh, președintelui, adică au început să mai fie voci critice. Și, cel mai, și cei mai interesant, indiferent încotro pleacă președintele cu coloana oficială și asta s-a întâmplat la fel, are parte de concert de fluierături și de clansoane în trafic, așa că mai degrabă cred că ar sta la Cotroceni sau ceva de genul acesta pentru că nu stănește decât antipatie, mai ales că și Bucureștiul și Valea Prahovei, că acum s-a mers pe DN1, sunt, sunt probleme mari în, în zona respectivă cu... Cu circulație, așa că oamenii aflați în trafic cu soarele potopitor. Normal că la un moment dat își bagă mâna în clanson și toate cele la adresa președintului, chiar dacă nu e acesta vinovat: că nu sunt drumuri, că nu sunt autostrăzi. Uh, apropo de, de partea politică, interesantă este și viața politică locală, unde asistăm la o schimbare de gardă la nivel politic județean, la Consiliul Județean. Vom avea mâine, pentru că astăzi s-a revocat ședința datorită unor, să spunem așa, probleme organizatorice, în sensul că Partidul Socialist Român, PSRO-ul, aici la Gorj, nu și-a făcut treaba, n-a dat acele declarații financiare. Deci, spunând, mâine vom avea un nou Consiliu Județean în funcție, deși consilierii și-au și -au primit să zicem așa, țidulele de consilieri județeni. Vom avea un nou președinte în persoana lui Cosmin Popescu de la PSD. Ciprian Florescu va rămâne vicepreședinte, unul dintre vicepreședinți și celălalt va fi domnul Muja de la Alde, din câte se pare, cel puțin așa este oficial la acest moment, din partea celor două partide. Nu anticipăm surprize, după cum la fel de adevărat este că rămâne foarte interesant sau interesantă întâmplarea de la nivelul Partidului Național Liberal. Tot spuneam că acest partid s-a înnecat cu PDL-ul și e foarte greu să mai accepte și alte partide. Aici, la Gorj, e deja înnecatul gata. Președintele sau copreședintele Dan Vâlceanu anunța joi seara, cred, de săptămâna trecută, că va exclude din partid doi dintre oamenii grei din PNL Gorj, domnii Banța și Orzan, pe motiv că nu s-ar fi implicat prea mult în campania electorală. Bine, li s-a cerut acestora să renunțe la mandate, aceștia n-au vrut și de unde ne așteptam ca acești doi liberali vechi, subliniez, să fie înlăturați din partid, Astăzi, surprinzător, aflăm că totul e ok și se vor implica mai mult în campania pentru parlamentare și cei doi rămân în, în partid. Să fie avut legătură că cei doi erau din vechiul Partid Național Liberal, nu știu, întrebăm și noi, dar... Sunt semnale nu foarte favorabile acestui mare partid istoric, dacă, adică își înlătură oamenii de bază, oamenii care au făcut istorie pentru acest partid. Acum, cât au participat la alegeri, nu știu, dar poate se gândește cineva că sunt acolo nume care nu prea spun nimic oamenilor fideli celor două partide. Da, de Banța a fost și prefect a lansat și în un program pentru primăria municipiului Târgu Jiu, de banța mai auzit lumea, de Orzan la fel, poate că chiar dacă nu s-au implicat, nu știu, foarte mult în campanie, poate că lumea i a votat și de aia. Ar trebui să țină cont cei doi copreședinți, unul turist și altul localnic, despre ce se întâmplă în, în, județul, în județul Gorj când iau asemenea decizii, pentru că s-ar putea să-i coste și mai rău la alegerile din toamnă. Bun, o să ne întoarcem pe final de emisiune și pe politică și pe ce se întâmplă la nivel european. Am și eu o întrebare foarte mare. Știți, săptămâna trecută am asistat la un caz, să zicem așa, mai greu de văzut prin țările occidentale în ultimii ani, asasinarea unei deputate engleze, englezoice, care era favorabil păstrării, deci împotriva Brexitului, deci păstrării Marii Britanii în Uniunea Europeană și de anticipat acolo că sacrificiul acesteia va îndrepta lumea spre partea, deci vor fi mai mulți cei care vor vota pentru păstrarea Uniunii Europene în forma actuală. Stau și mă întreb acum, adeptul scenariilor, și știți că și presa ridică semne de întrebare, n-am văzut prin presa, prin presa noastră din ultimele zile, n-am văzut o întrebare care se poate pune. Adică, bun, bun, dar dacă pentru marele vis european au trebuit să moară oameni, ca să citem clasici în viață din România, și dacă deputata respectivă trebuia să moară, cu ghilimele de, de rigoare, ca oamenii, ca englezii să se îndrepte, să voteze pentru Rămâne în Uniunea Europeană? Pun și eu o întrebare, dar semnele sunt destule semne de întrebare la ce s-a întâmplat în Anglia în acest moment. Trecem și pe la fotbal, puțin că, știți, suntem la vremea când urmărim aceste meciuri, bine, care putem să le urmărim, mai mult zona rurală care are operatori de cablu care dau meciurile, ce, cei din Târgu Jiu, în mare parte sunt văduviți de operatorul de, de cablu majoritar aici la Târgu Jiu, sunt văduviți de difuzarea acestor, acestor meciuri, preia doar o singură, un singur meci de pe zi, cel de la ora 22. Dar ce vreau să vă spun, așa cum era acea glumă pe internet, pe Facebook, am pus-o și pe pagina mea, jucătorii spuneau la, șef, la șoferul de pe autocar să țină motorul cal că nu stau prea mult la campionatul european. Din nefericire s-a întâmplat, am jucat din prost în mai prost, dacă am luat bătaie cu Franța și am jucat bine, după aceea am jucat mai slab cu Elveția, am luat un punct și am jucat lamentabil cu Albania. Interesant, Iordănescu spunea Uh, uh, aseară că, vezi, doamne, asta este, așa poate fotbalul, dar nu și-a asumat nimic. Astăzi ne-a spus că, de fapt, el e ca și plecat, și se termină contractul și și-a toată vina asupra lui. Cred că sunt și alții vinovați. Pe de altă parte, ce pretenții să mai avem, încă o dată spun, ce pretenții să mai avem de la fotbalul românesc, în condițiile în care, și vă dau câteva exemple, avem Astra, campioana României, care nu aduce jucători, abia reușește să-i păstreze pe o parte din cei care i-a avut și vinde pe bandă rulantă că nu se poate susține. Ce pretenții să avem la pandurii, care își pierde antrenorul, pierde aproape o întreagă echipă și, vezi, doamne, mai facem performanță, ce pretenții să avem la alte echipe, gen Politehnica Iași, care va juca în cupele europene sau altele, deci, practic, Speranțele noastre ar putea să fie doar steaua și viitorul lui Hagi. Asta e România și cu asta vrem să facem noi performanță și la nivelul echipei naționale, când ai noștri fotbaliști sunt rezerve pe la echipele mai răsărite și asta din Turcia, că prin Uniunea Europeană, deci prin țările dezvoltate, avem pe uh, Chiricheș rezervă la Napoli pe Bogdan Andonie prin serie B din Ita din Spania și pe Tătărușanu care e portar de Fiorentina, dar că și-a luat vacanță la campionatul european la meciurile naționale. Altfel nu se explică gafele sale care ne-au ne și uh, făcut să pierdem, uh, pierdem puncte. Cel puțin un punct cu Franța, cel puțin un punct cu Albania. Care cine știe unde ne duceam. Dar, acestea fiind spuse, ne referim la tema mai importantă, ne-a atras atenția o cifră statistică prezentată în ultimele zile de mai multe mijloace media și anume faptul că dintre toți românii pe regiunile istorice, oltenii sunt cei mai mari consumatori de alcool. Adică vinul, țuica și berea nu lipsesc din meniul lor și uh, Chiar în cantități apreciabile, adică suntem lideri naționali. Bine, vedeam un comentariu a prietenilor pe Facebook și am să vi le și citesc când am anunțat această, această temă. Mi-au semnalat câțiva, câțiva prieteni faptul că ar trebui să ne uităm totuși spre moldoveni. Da, moldovenii sunt pe locul sunt pe locul 2 din acest punct de vedere. Aș putea spune că iau la anumite localități din țară, poți să vezi lume în stare de ebrietate pe stradă, Moldova strălucește din asta, chiar vedeam recent când am fost în pemeleaguri moldovene, riscai să-ți mijlocul orașului să te trezești cu unul care se bălângăne așa pe toată, pe toată strada, că sare în față, e adevărat și acest lucru, dar cred că pe medie îi depășim noi. Prietenul Marius Becherete spunea, apropo de chestia aceasta, că Institutul Național de Statistică este condus de un vasluian și că de-aia, bine, era o glumă, de-aia dă oltenii pe primul loc la, atrage la măsea. Dorin Brozbă, publicistul Dorin Brozbă, spune așa pe Facebook, Nii nu mă miră câte cât avem în bravul nomenclator al comerțului gorjan. Marius are și el dreptate, mergeți în bădladul Moldovei și vă, vă, convinge, vă convingeți cine sunt campioni. Vă spuneam, pe stradă vedeți mulți moldoveni. au aceasta de a, de a trage la măsea foarte tare, însă părerea mea este că statistica este corectă pentru că e cumva legat și de nivelul de trai și de alte lucruri. O să începem, materialul ne-a fost sugerat, să spunem așa, de o sinteză făcută de cei de la Hot News. Uh, ei spun așa, cine bea mai vârtos, Olteanu, Ardeleanu sau Moldoveanu, e o analiză a consumului de alcool din România anului 2015. Cum spuneam, n -a fost, ni deci nici n-a fost campionatul european, vă dați seama că anul ăsta cifrele sar în aer, nu? Mai ales că e și foarte cald. Haideți să începem cu o glumă. Cu um, un banc, practic. Un oltean îi spune unui ardelear: Bre, am făcut anul ăsta o super palincă. Are 38 de grade. La care ardeleanul, nu. nu. Ni, no, ea nici nu o pune noh, mă ficiur, Dar, păi, asta e febră, nu e palincă. Deci, E o, e o, chestie apropo de palinca și multele ei grade, dar știți cum e, ardelenii bea mai puțin ca și cantitate, chiar dacă esență tare, cum s-ar spune, nu se compară palinca ardelenească cu țuica oltenească. Potrivit cifrelor date de statistică, oltenii conduc detașat în privința consumului atât la băuturi alcoolice în general, cât și defalcat la consumul de vin, bere sau alte tării. Moldovenii sunt pe locul al doilea, în timp ce ardelenii prind locul al treilea. Datele sunt furnizate, cum spuneam, de Institutul Național de Statistică și sunt valabile pentru anul 2015. Interesantă este și împărțirea consumatorilor de băuturi după, și atenție, o, e o altă unitate de măsură pe care mărturisesc că și eu aud, am mai auzit de ea, dar nu știam cu ce se ocupă efectiv. Deci, după decile de venit. Știți cu siguranță că statistica împarte populația în porții mici de câte 10%, așa numitele decile de venit. Apoi, pentru fiecare decilă se calculează o medie a veniturilor. Prima decilă este cea care cuprinde cele mai mici venituri, iar ultima decilă cuprinde veniturile cele mai mari. Uh, Așa că profilul consumatorului de alcool după vârstă, de s-a făcut un studiu, după numărul celor care consumă alcool, și acesta variază, vârful fiind înregistrat în sezonul cald, aprilie-septembrie. Preferatele românilor sunt berea și vinul, cu mențiunea că berea este preferat a verii, iar vinul se consumă mai ales în anotimpul rece. În perioada octombrie-martie, cota de consum pentru vinul de casă se triplează. Numărul mediu de ocazii de consum pe zi pentru toate băuturile realizate este de 2,5 ori. Bărbații cu vârsta până în 35 de ani se disting printr-o frecvență zilnică semnificativ mai mare decât media, de 3 ori pe zi. Una din 10 persoane adulte consumă cel puțin o băutură în baruri restaurante și terase, iar incidența zilnică crește în sezonul cal cu aproximativ 20%, adică se și răsetea, o tărie, o bere, oricum toată lumea merge la o terasă. Evident, consumul este dozat și nu doar de venituri, ci și de copiii pe care îi iau în întreținere. Situația în acest caz este și mai interesantă din acest, din acest punct de vedere. Se mai poate împărți consumul de alcool și după categoria din care face parte consumatorul, salariat, șomer sau pensionar. Păi da, în funcție de dacă are bani să dea pe, pe băutură. Dacă e salariat dă mai mult, dacă e șomer dă mai puțin dacă, sau dacă e pensionar dă mai mult, șomer mai puțin, depinde de ce pensie are fiecare. Aici trebuie menționat faptul că, potrivit unei estimări prezentate de Ministerul Sănătății și citată de Hornius cum v-a spus, în România mor anual peste 17.000 de oameni datorită consumului de alcool, iar peste jumătate dintre aceștia mor în perioada activă a vieților, adică între 20 și 64 de ani. Mortalitatea la vârsta adultă, 24 de ani, atribuibilă consumului de alcool este de 3 ori mai mare la bărbați și respectiv de 1,5 ori mai mare la femei în România, comparativ cu Uniunea Europeană. Între cauzele de mortalitate atribuibile consumului de alcool se numără accidentele, mortalitatea de 3 ori peste media UE, bolile cardiovasculare și, bineînțeles, ciroza hepatică suntem peste dublu țărilor din Uniunea Europeană la acest capitol. Deci, iată unde stăm din acest punct de vedere. Uh, apropo de observațiile punctuale făcute de cei de la Hot News, reținem, și asta aș vrea să și comentăm, că țara noastră este pe locul al cincelea în Europa. Deci, nici aici nu suntem pe primul loc. Al locul al cincelea în Europa, la acest capitol, după Belarus, Republica Moldova, Lituania și Rusia. Deci toate țări din vechiul bloc sovietic, noi imediat după ei. Deci au avut anii de comunism, au avut cumva și un efect de acest gen. Apropo de observațiile punctuale, tinerii consumă cantități mai mari de alcool în cursul aceluiași episod față de persoanele adulte. 25% dintre tineri beau peste 5 doze de alcool la o ieșire în oraș față de numai 11% adulții. În rândul tinerilor și adolescenților se manifestă o tendință crescătoare importantă. 71% pentru adolescenți, 80% pentru tineri. Vor să consume sau consumă mai mult alcool. Există o tendință lent crescătoare a consumului de alcool la nivel mondial față de ultimile decenii. Lumea și neacă amarul în ce poate. Europa este regiunea cu cei mai mulți consumatori de alcool din lume. Păi, Acum vreau să vă spun, ăia în zona arabă n-au voie, africanii n-au de unde să, au posibilități să-l cumpere, rămâne Europa și America, nu? Ponderea consumului de alcool neînregistrat este importantă, aproximativ 30% din consumul total de alcool, dificil de estimat. Aproximativ 90% dintre băutori consumă alcool în mod constant pe tot parcursul anului, uh, deci, iar de la naștere la moarte deci media lor de viață este uneva 68,7 ani deci știți cum e putem să luăm o pauză de o bere dar trebuie să reținem un fapt că se consumă foarte mult alcool mult peste media de viață mult peste nivelul de trai al, al românilor aș spune apropo de zona Coltenia Gândiți-vă că cele mai slab dezvoltate zone din România, și e vorba aici de Moldova, Oltenia, sunt și cele cu consumul de alcool cele mai mari. Și atenție, aceste statistici se fac pe ce trece prin cârcium, ce este înregistrat. Dar știți la fel de bine ca și mine că noi avem o industrie paralelă foarte tare, în sensul că pe lângă țuica și vinul fiecăruia din gospodărie, care nu poate fi cuantificată și este de cel mai mult, de multe ori chiar de sute de litri și de una și de alta, mai există și un alt tip de contrabandă, alcool care nu trece prin evidență, dar este adus și în gur și peste tot. Apropo, e o un adevărat comerț care se desfășoară în Gorj, la Târgu Jiu, cu vin alb adus din Moldova, pe prețuri foarte mici de dumping și se vinde foarte bine, fără acte sau ceva de acest gen. Deci, dacă am luat și aceste statistici, s-ar putea ca noi să fim lideri uh, autoritari în țară din acest punct de vedere. Uh, deci, suntem fruntea în acest domeniu, apropo de cum zic bănățenii, dar nu e un clasament care să ne facă cinste foarte mult. La fel de adevărat este că trebuie luat în considerație și altceva. Deocamdată, Zona Olteniei, cu al său în primul rând complex energetic Oltenia, a fost totdeauna cu nivel uh, financiar, nivel material mai mare decât uh, a altor zone și aceasta a permis ca oamenii să investească cu dinimele de rigoare foarte mult în vinul, țuica și berea tradiționale. Acestea fac parte din consumul românului și, apropo de terasele de la Târgu Jiu, merg până seara deschise foarte târziu și se consumă, mai ales acum în zilele de cantități foarte mari de, de, bere. Apropo de acest lucru, am și eu un, un întrebări față de administrația locală de la Târgu Jiu, fost actuală, viitoare, viitoarea, cum se face că există destul de multe terase la Târgu Jiu, cu muzica destul de tare, între locuințe și nu se întâmplă absolut nimic. Adică cântă până la 2, 3, 4 dimineața fără să-i întrebe cineva de sănătate. Acum câțiva ani mai erau niște restricții din acest punct de vedere. Oare s-a schimbat ceva în legislație sau este o altă problemă? de meditat pentru că în toate zonele orașului ne semnalează telespectatorii, cititorii săptămânalului vertical care ne spun, uite domne, la mine în cartier ăsta cu terasa ține până la 2-3 noapte. Uite, domne, din coace, ăștia ies și își fac în o să lucă la toaleta de ăsta, duc pe blocul nostru sau ceva de acest gen. Primăria, poliția locală, nu știu cine să văd, dar ar trebui să intervină din acest punct de vedere. Dar așa ajungem lideri, autoritari. Și mai e o chestie, n-au mers la noi în gorși. afacerile, nu știu ce, satele, poate nici nu s-au schimbat foarte mult de acum 25-26 de ani. Dar în cel mai amăr tuc, e cel puțin o cârciumă, dacă nu ar fi și două, trei. Depinde de concurență. Pentru consumatori, cazul fericit este să fie cât mai mulți pentru că se lasă din prețuri. Știți cum e cu concurența. Dar veți găsi, mergeți în ori, Pă, nu, nu, știu, am putea face un sondaj cu telespectatorii să ne spună o localitate, chiar aștept asta pe SMS, dacă aveți un sat în județul Gorj care n-are o cârciumă măcar. Sau care să nu aibă și activitate de cârciumă, că pot să fie magazin mix, dar se consumă în gros și în fără probleme. Și atunci ne dăm seama de ce suntem lideri în privința, în privința alcoolului. Uh, sunt uh, ar fi multe de spus pe aceasta cu consumul de alcool în România, cum se fac aceste clasamente, dacă ele sunt corecte, la ce se raportează cu adevărat. Cum spuneau și colegii Dorin Brăzbă, Marius Becherete, există din acest punct de vedere percepția și ani de zile a existat că moldovenii le au cel mai bun cu, cel mai mult cu trasul la măsea. De fapt, în anii 90, când încă nu plecaseră din zona minieră muncitorii aduși dinainte de 89 de Ceaușescu pentru exploatarea cărbunelui, cârciumile erau înfloritoare, deci moldovenii aveau uh, o predilecție pentru a Poate de aici s-a creat imaginea în gorș că, noi am fi, că nu noi am fi liderii, ci, ci moldovenii iată că lucrurile spun, spun altceva și vă spuneam, chiar dacă te întâlnești în Moldova cu foarte mulți oameni care chiar și pe, ies pe stradă, îi poți vedea din fuga mașinii, Per total se pare că tot oltenii consumă mai mult alcool. Atât timp când, și a, aș vrea să vă spun apropo de consumul, de consumul de alcool, v-am spus că suntem a cincea țară după cele din fosta Uniune Sovietică, inclusiv după ruși. Pe de altă parte, trebuie să mai spunem ceva. De acolo, la consumul strict de bere, ne situăm într-un clasament european după locul 10. Așa că nu e, nu e deloc un clasament alarmant din acest punct de vedere iar cu vinul și cu țui, ca băuturi tradiționale, dacă ele sunt și făcute în casă, poate nu sunt atât de toxice ca cele din comerț, alcool etilic și toate celelalte pe care se mai pun prin cârciumile noastre de cartier sau nu. Neverificate sau în orice caz foarte slab verificate de aici și problemele care apar, care apar câteodată. Mergem mai departe, cum, cum s-ar spune, și oltenii sunt fruncea din acest punct de vedere. Asta nu înseamnă că, că e un clasament care să ne facă cinste. E, vreau să vă spun, o să, o să discute mult în următoarele, în următoarele zile despre o decizie de astăzi a Senatului. Nu despre Titus Corlățean, care a reușit să nu intre sub urmărire penală. Senatul a votat împotriva cererii DNA, revenind și asupra acestui subiect, dar m-aș referi la altceva, și anume, Senatul a dat astăzi un vot, a respins proiectul de lege referitor la abilitatea guvernului de a emite ordonanțe simple în vacanța parlamentară. Deci, do doar 25 de voturi au fost pentru și 7-7 împotriva. Unele televiziuni, acelea care sunt, să spunem așa, gazeta de perete a, a puterii, au început că nu-i lasă, că toate guvernele după 89 au avut drept să dea ordonanțe și nu și acum toată lumea blochează și nu știu ce. Eu vreau să vă spun că este o inițiativă lăudabilă. Poate în sfârșit parlamentarii au început să fie mai înțelepți. Și vă spun de ce. Hai să luăm pe guvernul actual care a luat, uh, hai să zicem, una din ordonanțe, aceea care v-am mai pomenit aici. O ordonanță, de fapt, am aflat între timp că sunt trei, care au modificat codul penal și de procedură penală, dar au stăni mai multe probleme decât înainte. E, gândiți-vă, gândiți-vă dacă au făcut acest lucru pe timpul cât Parlamentul era în funcție. Gândiți-vă ce s-a întâmplat ca timp de două luni cât Parlamentul este în vacanță, să lași guvernul tehnocrat să hotărească în toate direcțiile. O să ziceți, da, au fost blocați, de asta n-au putut să facă. Ba din contră, astăzi am auzit Dacian Cioloș, premierul, a fost chemat de grupul PNL, care i-a spus să schimbe toți membrii PSD din administrație că e sabotat și nu știu ce. Poate o fi așa, de ce nu i-a schimbat, n-am înțeles. Dar în momentul când îi schimbă, Partidul Național are o problemă, că recunoaște oficial că guvernare, că și asumă această guvernare. Nu știu dacă e favorabil în privința alegerilor, s-a văzut la ultimile. Dar, aș vrea să spun altceva. Dacă acest guvern, care guvernează, sunt două și cu șase, are o luni. Până face zece, până se termină vacanța parlamentară, nu are nicio inițiativă spectaculoasă de o lege, o ordonanță de asalarizării care e contestată de foarte mulți și încă nu e, sigur, nu e sigur nimeni dacă acea ordonanță va intra în vigoare chiar dacă a fost adoptată de guvern. Avem dincolo, deci al doilea exemplu negativ este cel cu amintit de, de, de mine mai devreme. În aceste condiții, presupunând că specialiștii din aceste ministere au la sertar proiecte de lege care nu le-au uh, dus până acum la Parlament din diverse motive, teoretic am putea asista la o avalanșă în toate domenii de legiferare, de nu știu ce, care ar trimite România într-un talmeș-balmeș cum de fapt este de mai de multișor. Bine, nu cred că există asemenea proiecte, adică nu m-au lăsat să, în afară de niște generalități pe care le spun toți miniștrii nu m-au lăsat să că stăpânesc cumva domeniul sau care avea chiar idei. Apropo, pe maestru Dâncu de la Cluj, l-a mai văzut cineva în ultimile săptămâni? Nu l-a mai văzut nici la televizor, mai venea pe la realitate, știți. Mai spunea câte o bazaconie de-a lui clasică, acum nu-l mai vedem. Bine, de-ai nu pot să văd, deci Borc sau cum îl cheamă, celălalt uh, uh, viceprim-ministru. Nu știe nimeni nimic de el, decât că uh, acum s-a vorbit de el, că a dat o declarație de venit foarte tare, avea niște salarii la stat fantastic, la, pardon, nu, la, la far sau ceva de genul acesta, și a plecat că să vină la guvern de la vreo 65.000 de euro pe lună la vreo 3.000 de euro pe pământ la guvern, știți. Deci vă dați seama că ăsta dacă a venit, n-a venit ca să piardă sau nu-i de afară. Bine, poate sunt și din aceștia care sunt așa masochiși cu propriile venituri, dar nu prea arată fața. Iar ceilalți ministrii azi îi vedem și cu siguranță după ce o să plece din fruntea ministerului, nu vom ști că au fost acolo. Adică eventual cu vreo tâmpenie. E, în aceste condiții ai lăsa să legifereze, eu zic că Parlamentul a luat decizia cea mai, cea mai importantă, deși există și un risc. Vorbind de o rectificare bugetară, în, la nivel, nivelul administrațiilor locale sunt probleme mari, chiar și școlile și acestea nu au suficiente resurse pentru a doua parte a anului, deci va fi nevoie de o rectificare bugetară. Stau și mă întreb dacă nu. Este abilitat guvernul să adopte această rectificare, ce vom face? Vom avea o vacanță mai scurtă a parlamentarilor? Lăudabilă din asem o asemenea idee. Dar, cu siguranță, dacă noi vom trezi că membrii Parlamentului vor fi cercetați, că se, po se poartă, eventual pentru faptul că n-au lăsat guvernul să dea ordonanțe, poate orice, în România se poate orice. Nu văd ce s-ar putea întâmpla în această direcție, dar mai este și Camera Deputaților. Ținând cont însă că deocamdată merge această, s-a văzut la Senat că merge această coaliție uh, PSD-Alde-UNPR, uh, bănuiesc că și câțiva de la liberali, nu cred că se pune problema. Cum nu s-a pus problema, apropo, că tot am auzit că... Uh, nu votăm PNL-ul spunea asta, nu votăm uh, salariile primarilor mai mărite. Poate bune și frumoase, am și crezut. Numai PSD-ul acela, ăla face și nu știu ce și nu știu cum. Dar asta și-au dat mâna. În Senat a trecut salariile fără probleme. Nu, ni nu știu dacă se mai poate că s-au opus odată președintele. Cred că vor intra și în vigoare. Și-au dat mâna fără probleme. Așa că ce naște din politician tot avantaje mănâncă, ca să spunem așa, cu ghilimele. Sunt, sunt extrem de multe știri interesante. Nu, încă nu se vede că s-a intrat în, în vacanță. Cu siguranță se va întâmpla acest lucru cam în două săptămâni. Părerea mea că undeva după 1 iulie, eventual, să zicem așa, 10-15 iulie, nu vom mai auzi știri importante despre, despre politicieni pentru câteva săptămâni. Chiar dacă vor lucra la foc continuu pentru alegerile viitoare, cel puțin așa spun unii, cu siguranță nu vom vedea mare lucru pe eșicherul politic și nu se vor întâmpla multe lucruri, părerea mea, în, în perioada următoare. De fapt, dacă ne luăm după ce anunța presa, uh, deja s-au și luat. Uh, Uh, s-au și luat unele măsuri din acest punct de vedere. Premierul a fost la vila de protocol de la Mare, la Neptun a fost, uh, uh, chiar la sfârșitul săptămânii trecute, de s-a început, uh, s-a început bine sezonul, să încurajăm și turismul, se anunță un an mai bun decât din acest punct de vedere. E adevărat că n-am reușit noi să aducem turiștii ruși, cum se spunea, și uh, Ăia s-au dus prin Grecia sau mă știu eu pe unde. Nu se mai duc în Turcia, că sunt, sunt probleme, s-ar putea să sare în aer. Dar nici nu vin în România. E și mai greu. Marea noastră nu prea arată ca mările celorlalte țări. Nici curățenie, nici dezvoltare, nici e, prețurile în schimb sunt aliniate la vezi, parcă ești pe coasta de azur dacă te duci la Mamaia, dar ăsta e paradoxul paradoxul turismului, turismului românesc. Iar dacă vii prin gor și e mai bine să cât o fiele de acasă la Brâncu și, nu știu, spectacolul ei care tot va fi la sfârșitul săptămânii și multe altele, când ajungi la partea de turism efectiv și vrei să te cazezi la Târgu Jiu sau în județ, să mai și o masă bună, o să constați că serviciile le plătești ca la Sinaia și mănânci sau, în orice caz, serviciile sunt prestate ca la, nu știu, ca la Târgu Jiu sau prin alte părți. Nu prea avem în continuare, stăm foarte prost, jupuim și pielea de, de pe turiști când îi prindem, așa că în momentul când a venit unul în gorj. Vă spun eu că nu repetă imprudența de a mai reveni o dată. Lăudabil, aș spune, zona Rânca, să știți că acolo par să fie mai practici, adică s-au mai obișnuit cu turismul, par serviciile, serviciile mai bune decât în alte zone din județ. Vreau să vă spun părere proprie și personală, mi se par foarte slabe, serviciile de turism pe această axă, pe zona Tismana și ce vine spre, spre Târgu mi se par foarte slabe în continuare. nu s-a investit foarte mult. Mai bine, mai bine zona aceea, Novaci, Polovragi și Rânca, par mai, par mai în regulă din acest, punct de, din acest punct de vedere despre turismul la Târgu Jiu sau cei care vor să vină la pensiunile de la Târgu Jiu sau ăsta, am un simplu exemplu. Încercați să vă duceți la un hotel din centru, uh, cel mai de tradiție, Noi dăm numele ca să nu-i facem publicitate, veți avea o mare deziluzie. A fost modernizat, încă se modernizează, ca să spunem așa, deci ești permanent ca în blocurile noastre cu hâșcăi de, uh, în orice caz, de tot ce se întâmplă ca să schimbe diverse lucruri și mirosuri din toate cele. Mâncarea este numai că nu te ia la bătaie barmani că nu ți-a ajuns sau ceva de genul ăsta și când e la, de, la nota de plată o să afli că ai stat nu la 3 stele și probabil undeva la 4-5. Da? Așa e turismul pe la Gorj. Deci încerca... Bine, noi vorbim cu gorjenii, nu, nu merg aceia la hotelul respectiv. Unii sunt atrași de vechiul nume dar eu vă spun că se, se frig rău de tot dacă, dacă merg la hotelul respectiv. Așa care mai aveți cunoștințe, prieteni și ăsta încerca să, să evite zona respectivă pentru că vor plânge după bani. Din, și asta sunt întâmplări, au fost și publice unele, altele s-au întâmplat în ultima perioadă, așa că încercați, asta e turismul de pe, la, de pe la noi. Mai avem câteva minute din această emisiune. Și aș vrea să vorbim puțin, să ne întoarcem la uh, ce se întâmplă în, în uh, economia gorjană, economia românească, nu mai auzim de câteva zile nimic sau de câteva săptămâni nimic de ce. Eu vă spun că nu se aude nimic, înseamnă că e de bine. Mai devreme, directorul AJOFM vorbea de faptul că nu vom avea, sau în orice caz nu sunt se semne că vor fi cele 2000 de disponibilizări pentru care s-a luat acordul. E aceeași părere și a mea că nu vom avea cele 2000 de disponibilizări anul acesta. Riscăm mult după alegeri și atunci s-ar putea să plătim nota de plată și pentru această perioadă. Dar acum e de bine, cu cât sezonul se anunță mai cald. Deci, eu vreau să vă spun, da, e greu cu această caniculă la Târgu Jiu. Uh, e greu în apartamente, n-a luat lumea concediu ca să plece, deci trebuie să suporte aceasta, dar vreau să vă spun că uh, termocentralele duduie și vor merge din ce în ce mai bine din acest punct de vedere. Așa că uh, iarna, frigul și zăpada, vara, căldura și canicula ne echilibrează din punct de vedere economic, adică complexul energetic uh, Oltenia are o șansă. Din păcate, deși păreau să fie regu lucrurile mai în regulă la Umesadu, am avut astăzi un nou caz, un nou accident foarte grav. Nu știm cât dacă doamna respectivă va supraviețui după acest accident. Știm însă cu siguranță că nu e primul, vor fi anchete acolo și ăsta nu știu dacă aveau nevoie cei de la Sadu de, de o asemenea nenorocire. Dar parcă sunt prea multe, cred că ceva nu e în regulă la momentul acesta în funcționarea un mesadu. Riscăm prea mult o producție care nu ne aduce mari venituri. Știți că se stă pe limita de avarie. Cred că ar trebui să intervenim din acest punct de vedere, să ne punem clar întrebarea dacă merită să facem, să riscăm atât de mult viețile oamenilor pentru nimic practic acele, acea întreprindere, din câte am înțeles, nu are un viitor, cum aceeași problemă pentru anii ce vor urma este și la complexul energetic Olteni. Dar încă o dată, și am mai spus-o și de la acest microfon și prin presa scrisă din județ, ce punem în loc? Deocamdată nu avem ce pune în loc. Un deputat de Gorj îmi explica faptul, spunea, domnule, eu sunt optimist, după anii ăștia de activitate în Parlament, că nu se va întâmpla nimic cu Complexul Energetic cu Oltenia, cel puțin până la momentul când vom pune ceva în loc. Nici ea nu-s nebun, nici la Uniunea Europeană să uh, închidem un complex cu 15.000 de oameni. Da, e adevărat, să zicem, din acest punct de vedere, dar eu mă îndoiesc că se va întâmpla uh, chiar așa. La un moment dat, când ne vor rupe gâtul, nimeni nu ne va mai putea salva. Acestea fiind zise, eu vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la aceeași oră, emisiunea Panoramic. Cornel cu vă spune mulțumiri pentru atenție și la revedere!